Citim câteva versete din Cuvântul Domnului din Cartea Apocalipsei, mai întâi din capitolul 14, de la versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Și din Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 6. Și-am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel puternic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiții noștri, stimate familii Ivan, Biserica Betania, frate Luigi, personal, din partea familiei și din partea Bisericii Elim, vă transmitem sincerele noastre condoleanțe. Suntem împreună cu familiile copil, sora Reveca este soră de corp a surorii Iliana, familiile Balint, Rusu. Suntem alături de dumneavoastră din nou, într-un timp relativ scurt, având în vedere că de la un anumit moment, pe măsură ce înaintează în vârstă părinții noștri, dar și datorită unor împrejurări triste și neașteptate. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi suntem în mijlocul casei de jale. Când înțeleptul spunea că e mai bine să fii într-o casă de jale, nu se referea la voi. Voi nu aveți încotro. Se referea la oameni care ar putea să nu fie într-o casă de jale, care n-au o obligație neapărată de a fi acolo, dar care merg pentru că merg în beneficiul lor, au de câștigat. Nu trebuie să fie înrudiți, nu trebuie să fie cunoscuți, apropiați, dar într-o casă de jale, inima devine mai înțeleaptă, mai sensibilă, ne apropie mai mult de Dumnezeu, înțelegem mai bine realitatea vieții. Și credem că pentru fiecare dintre noi e un mare beneficiu că suntem astăzi aici. Aș vrea să spun de la început, chiar dacă am să vorbesc despre fericirea morții, fericirea nu înseamnă întotdeauna să râdem, să zâmbim, să batem din palme, să sărim, să ne bucurăm. Fericirea care vine de la Dumnezeu este o fericire care depășește emoțiile, depășește sentimentele, depășește chiar și rațiunea. Pentru că dragostea lui Dumnezeu întrece priceperea, puterea de înțelegere umană. Și aduce o fericire reală în sufletul credincioșilor, chiar în asemenea momente. A
Această fericire nu înseamnă să ne abținem și să nu vărsăm lacrimi. Nu înseamnă că trebuie să suprimăm orice fel de emoție, gemetele de jale și chiar supărarea și întristarea. Dumnezeu a apreciat foarte mult modul de a se raporta la tragediile din viața lui, a lui Iov. Iov l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Iov nu a pierdut niciun moment perspectiva reală a relației lui cu Dumnezeu, cu toate că s-a supărat și s-a amărât. Nu e ușor să te trezești într-o singură zi cu 10 sicrie pe masă, cu toți slujitorii tăi morți, toate posesiunile tale pierdute și cu sănătatea atârnând de un fir de ață. Iov s-a supărat și a sfâșiat hainele, s-a așezat pe cenușă. Iov a și blestemat ziua în care s-a născut. Cu alte cuvinte a zis, mai bine nu mă nășteam. Dumnezeu înțelege durerea și acceptă nevoia noastră de a o manifesta. Dumnezeu nu are interesul să pună capac pe emoțiile noastre. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos plângând la mormântul lui Lazar și mai ales plângând jalnic atunci când a privit la ruina și viitoarea peste nu mult timp înmormântare a cetății sfinte și a multora din națiunea pe care a încercat să o strângă sub harul său și care l-a respins. Cu toate acestea, cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 14, spune: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. În pasajul din Apocalipsa, capitolul 19, spune: să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Când este vorba de moarte, aparent, fericirea, bucuria nu au loc în viețile noastre. Categoric, în afara cuvântului credinței, niciodată nu ne-am putea permite să ne ducem la oameni îmbrăcați în haine de doliu și să le spunem, vă rugăm frumos să vă bucurați și să fiți fericiți. Nu există compatibilitate în modul de a înțelege bucuria și fericirea în sens uman și o asemenea împrejurare. Ar fi o insultă, ar fi o jignire. Dar noi aici predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și în relația noastră cu Dumnezeu și în perspectiva duhovnicească a lucrurilor, într-un asemenea moment există loc pentru fericire și pentru bucurie. Repet, nu într-un mod uman de manifestare, ci într-un mod dumnezeiesc de înțelegere. Și sunt trei lucruri pe care trebuie să le înțelegem cu privire la fericirea morților care mor în Domnul. Putem declara că sora Ileana este fericită. Și cuvântul acesta ne spune de ce este fericită. În trei lucruri importante în cele două pasaje pe care le-am citit cu privire la adormirea credincioșilor, a sfinților, care le garantează fericirea. În primul rând, ceea ce garantează fericirea sfinților sunt ostenelile lor. În 75 de ani, mama voastră a ostenit mult.
Noi ne uităm în jurul nostru și ne vedem fiecare pe toți ceilalți bine crescuți, mari, sănătoși. Și uneori uităm că în spatele creșterii noastre, a devenirii noastre, sunt foarte multe nopți nedormite, sunt lacrimi, sunt rugăciuni, că mamele noastre au fost nu numai doici, au fost medici și au fost călăuze spirituale pentru viețile dumneavoastră, pentru viețile noastre. Dincolo de sicriul acesta, este un munte imens de efort, de energie consumată, de pasiune, de osteneli. În 75 de ani, dacă nu punem doar copiii la socoteală, dacă punem și nepoții la socoteală, dacă punem întreaga familie, nu știu cât de mare ar trebui să fie vasul în care să încapă toate lacrimile acestei mame. Nu știu cum s-ar putea măsura efortul ei de o viață. Dar dincolo de familie, sora Ileana a trăit o viață de credință. Viața de credință implică dificultăți, eforturi, consum. Cel puțin la fel de mare, dacă nu mai mare, decât efortul unei mame de a-și crește familia. S-a confruntat cu atacurile celui rău, cu lovituri, uneori insulte, pentru că într-o viață lungă ai de-a face cu mulți oameni, de toate felurile. Poate că i s-au adus de multe ori flori de trandafir, dar vă asigur că a avut parte și de mulți spini în viața ei, care au produs durere, amărăciune, întristare și supărare. Toate acestea sunt osteneli. Ca să crești o familie, ca să păstrezi credința și fiind de mult în comunitatea aceasta, nu știu să fi auzit vreodată de altceva decât de constanță, credincioșie și superlativ în viața de credință a acestor oameni. Astea sunt osteneli. Și în eternitate, oamenii fericiți nu intră fără bagajul acestor osteneli. Ostenelile acestea includ dărnicie, încurajări pe care le-a dat altora, rugăciuni pentru alții, mărturii, lucrurile pe care un credincios le face în slujirea lui. Pentru că în viața de credință nu vorbim doar despre lucrurile pe care le-am păzit și le-am păstrat, ci și de mandatul și însărcinarea acestui mandat. De a fi lumină, de a fi mărturie, de a-i conduce pe alții la Hristos, de a face lucrarea lui Dumnezeu și de a ne îndeplini slujba pe care o avem în casa Domnului. Ostenelile lor. Când un sfânt intră în eternitate și se uită în urmă, el vrea să vadă și vrea să știe și e convins că ostenelile lui contează. Iată de ce apostolul Pavel spunea, am ostenit, m-am ostenit mai mult ca toți.
Apostolul Pavel n-a făcut o competiție din valoarea predicilor lui, din valoarea slujirii lui, într-un anumit fel sau altul, cât din volumul ostenelilor lui. Pentru că a știut că răsplătirea veșnică e direct proporțională cu volumul acestor osteneli. Și s-a ostenit foarte mult. Asta este o provocare pentru noi. Stimați frați, surori, să ne ostenim mai mult în lucrul Domnului. Pentru că fericiții care mor în Domnul sunt oameni care au acumulat în viața lor de credință multe osteneli. În al doilea rând, vă rog să observați odihna lor. Ei se vor odihni de ostenelile lor. Vine un moment în care Dumnezeu pune stop acestor osteneli, lacrimilor. Pentru voi continuă. Pentru noi continuă. Continuă ostenelile, continuă lacrimile, continuă întristările și bucuriile. Viața este ca un carusel care se învârte și ne mută cu viteză într-o stație în alta, de sus, jos, într-o parte în alta. Pentru noi continuă. Pentru sora Ivan s-au terminat ostenelile. Pentru sora Ivan a venit odihnă. Și o odihnă plăcută. Să știți că în starea aceasta intermediară între viața de pe pământ și așteptarea eternității cu Dumnezeu, există două stări. O stare e o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu, despre care vorbește Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 10. Și o altă stare este de odihnă, o așteptare fericită a moștenirii, a răsplătirii. Iată de ce Apostolul Pavel are mari probleme să numească moartea sfinților moarte. Și o numește de fiecare dată și de cele mai multe ori adormire. Până și despre Lazar, Domnul spunea, Lazar doarme. Sora Ileana Ivan doarme. Și niciodată nu jelim și nu ne supărăm când cineva doarme. Ba ne trimitem când ne vedem osteniți, ne spunem, tu te și odihnește-te un pic. Cred că ăsta este un motiv de mare mângâiere, dacă nu de bucurie și de fericire, dar măcar de mângâiere. Pentru că nu s-o mai întâlniți. S-a dus în camera ei. Are o cameră specială în brațul Domnului. Și s-a dus să doarmă, s-a dus să se odihnească, pentru că a fost ostenită. Pentru că a muncit mult, pentru că s-a sacrificat mult, pentru că a robotit mult, pentru că v-a ținut pe mulți în brațe, pentru că v-a legănat pe mulți, pentru că s-a rugat de multe ori pentru voi, pentru că a muncit mult și are nevoie de un pic de odihnă. Și se odihnește. Asta este odihna fericiților care mor în Domnul. În al treilea rând, în capitolul 19, cuvântul Domnului ne vorbește nu numai despre ostenelile fericiților, nu numai despre odihna fericiților, ci și despre ospățul fericiților. Știți care este următorul lucru pe care îl va experimenta sora Ileana Ivan? Ea este într-o anticameră a unei săli de nuntă. Ați văzut când mergem la nunți și suntem în anticameră, așteptăm să intrăm în sala de nunți, să ne așezăm la masă, e o anticipare plăcută. Urmează să fim serviți, urmează să fim importanți, urmează să stăm la masă, să ne dea bucate gustoase. Pentru că s-a ostenit, acum se odihnește și așteaptă să meargă la un mare ospăț. Ferice, tot ferice, de cei chemați la ospățul nunții mielului. Scumpii mei, multe lucruri ne pot trece prin minte în asemenea situații. Toți am trecut sau vom trece în curând.
și vom experimenta asemenea împrejurări. Și sunt dureroase. Însă în Cuvântul lui Dumnezeu găsim speranță și mângâiere. Și în seara aceasta aș vrea să vă aduc aminte că sora Ileana Ivan este fericită printre fericiții care mor în Domnul. E fericită datorită ostenelilor ei. Vedeți, și Domnul Iisus Hristos în profeția din Isaia ne este prezentat că s-a înviorat când a văzut rodul muncii sufletului lui. Sora Ileana a fost fericită și în viața asta, pentru că s-a uitat la voi, v-a văzut credincioși, v-a văzut în casa lui Dumnezeu. Asta i-a adus multă pace, mângâiere și fericire. I s-au meritat ostenelile. Dar acum se întâlnește nu numai cu ostenelile acestea, ci cu toate ostenelile vieții ei de credință. Și un om când își încheie activitatea, când își încheie munca și vede că a muncit bine, vede că a avut succes în munca lui, are o satisfacție extraordinară. Asta e fericirea ei, fericirea ostenelilor ei. Și când ești ostenit, nu-ți mai trebuie nimic, îți trebuie să te întinzi undeva, să te lungești undeva și să te odihnești. Ce fantastică este odihna atunci când ești foarte obosit. Ce odihnă plăcută experimentează sora Ileana Ivan. Nu neapărat în brațele celor dragi, ci în brațele Domnului Iisus Hristos. Și bineînțeles, e un mare ospăț la care suntem și noi chemați, fiecare dintre noi. Haideți să ostenim, să ostenim un pic mai mult, să ostenim din ce în ce mai mult pentru Domnul, pentru familiile noastre, pentru ca să avem parte de odihnă și în cele din urmă să ne bucurăm la ospățul nunții mielului. Domnul să vă încurajeze și să vă mângâie. Amin.